Poseția Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a intrat un robot donat de Comisia Europeană cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea, un robot de dezinfecție ultramodern de care vor beneficia majoritatea secțiilor din Spitalul Județean din Nord și poate nu numai. Este un robot de ultimă generație care cu siguranță ne va fi de folos și suntem mândri că suntem un spital din Europa, în Uniunea Europeană, care beneficiază de unii dintre 200 de roboți pe care Comisia Europeană i-a acordat spitalelor din Uniunea Europeană. Acesta este primul robot autonom din lume și funcționează cu lumină UV de tip C. Lămpile pe care le vedeți pe acest robot sunt niște lămpi care inactivează diversi virus și bacterii. Au fost făcute o serie de studii la Universitatea din Boston care au arătat că astfel de lămpi pot să inactiveze virusul COVID-19 în doar 10-12 secunde. Acest tip de robot nu este neapărat o invenție în sensul luminii UVC, care este deja folosită de mulți ani în spitale, însă adevărata invenție este faptul că el se plimbă singur și nu mai trebuie mutat de colo-colo de către personalul sanitar. În special în această perioadă a pandemiei a ajutat foarte mult în spitale prin faptul că mai întâi se trimite robotul să dezinfecteze spațiu și abia apoi intră personalul medical. În felul acesta încercăm să protejăm cât mai mult ceea ce contează, linia întâi, personalul medical.